Carmen Muraru de la Radar de Media. Ce mesaj aveți pentru cei care vor citi această știre și vor vedea cele filmate aici? În primul rând, să nu se mai teamă de autorități, să îndrăznească, să iasă în stradă, să organizeze acțiuni pentru Roșia Montană, pentru că este foarte simplu. Și de aceea suntem și astăzi aici, practic, pentru a clarifica informațiile vehiculate în presă și informațiile date public de către poliție, care induc în eroare potențialii activiști pentru cauza Roșia Montană. Mai aceste informații, eu cred personal că au scopul de a descuraja acești potențiali activiști și de a organiza acțiuni, determinându-i să le fie teamă să acționeze, să le fie frică de frică de autorități. Și cred că asta e faptul mesajul meu personal, este să îndrăznească, să se informeze asupra drepturilor lor și că libera exprimare este un drept garantat prin Constituție și să o facă fără teamă. Mulțumesc!